Arriba! Arriba! It's showtime! Buenos dias, camareros! ¿Cómo estás? Așa începeau mexicanii când mergeam până Mexic, El Mexico, în multe părți din Mexic, mai ales în insule. Cu navele de croazieră opream aici, colo, prin insule. Cea mai tare mi-a plăcut Playa del Carmen sau Cozumel. Acolo am văzut prima dată fajitas-ul. Azi vom vorbi despre fajitas de pui. Se poate prepara și fajitas de vită și fajitas din orice. Însă la noi în România toată lumea percepe fajitas-ul în alte moduri. Multă lume amestecă puțină fasole și hai dă-i bătaie. Nu. Julien din piept de pui. O să vedeți cum o să-l preparăm. O să avem nevoie de câteva ingrediente. Piept de pui, ardei roșu, ardei verde, ceapă roșie, o ciușcă românească, da? Ei folosesc pimientul foarte, foarte iute. Toate ingredientele lor sunt foarte iuți. Câteva sosuri foarte iuți o să folosesc și eu, nu e bine să dau nume, însă vom avea și câteva sosuri iuți. Înainte de toate, fajitasul în rețeta mea se pregătește în felul următor. Sour cream, da? De fapt, asta nu e preparată, e doar smântânica. Să taie iuțeala, salsa crudă făcută de noi și azi o să vă arăt un sos guacamole. Guacamole foarte ușor de preparat. Guacamole din avocado. Să aveți grijă când îl cumpărați, când puneți mâna pe el, să fie, când îl pipăiți, să fie moale. Dacă e prea moale, verdele nu mai este verde și se transformă în ceva maroniu negru închis, da? Guacamole, o să vă arăt cum preparăm sosul guacamole. E foarte ușor de preparat. O să am nevoie de bază, ceapă roșie, da? Ceapa roșie tocată foarte mărunt, ceapa roșie tocată foarte mărunt, nu multă, pentru un avocado tocăm jumătate din ceapă, da? Foarte, foarte mărunt. La bază o să avem și coriandru. Tocată foarte, foarte mărunt. Ceapă roșie. O luăm, o amestecăm într-un bol. Cu pulpă de roșie. Pentru culoare, da? Pulpă de roșie. Puteți scoate miezul din ea, da? Și cubulețe foarte, 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 foarte mici, da? Cubulețe foarte mici de pulpă de roșie sau o roșie să nu fie prea zău, să fie mai tare, da? Dacă aveți o roșie mai tare, folosiți-o. Cubulețe foarte mici din pulpă de roșie. O să pun doar jumătate. Îmi iau un recipient unde pot să las ce rămâne. O să fim foarte curați la locul de muncă. Asta e pionul principal într-o bucătărie, curățenia. Contează. Ok. Ceapă roșie. Puțină pulpă de roșie. Apoi o să luăm avocado. Aici este un secret. În interior, cine nu știe ce e avocado, mulți spun că e fruct exotic, alții spun că e legumă. Ce-i drept? În copac, da, crește. O să vedeți, interiorul o să dăm de un sâmbure. O să dăm de un sâmbure, da? Acesta se scoate. Trebuie să avem foarte mare grijă cum o scoatem. Și rămâne fructul în coajă.
sau leguma, da? Fructul în coajă, apoi dacă este copt, îl putem scoate chiar cu lingura, chiar și cu lingura. Atât de ușor este de scos miezul din avocado. Îl scoatem tot. Foarte simplu. Deja îmi imaginez, credeți-mă că se poate guacamole, se poate servi și cu tortilla, adică sunt niște chipsuri, chipsuri făcute din făină de porumb. Ok, urmează să-l tocăm, nu foarte, foarte mare, îl putem pisa și cu furculița. Deci aici e puțin mai complicat, trebuie să-l facem în cubulețe, nu foarte, foarte păstos. Da? O să iasă ca o salată de vinete românească, da? El e foarte fraged și apoi îl putem pisa chiar și cu furculița. Cu furculița sau tocat la cuțit. Luăm avocado după ce l-am tocat mărunt și îl punem peste ceapă. E un gust excelent, conține și fier. Pentru diete, pentru domnișoare, este superb. Doar avocado, puțină sare. Avocado, puțină sare și lămâie. În Cipru serveam la micul dejun, credeți-mă. Îl tăiam pe jumătate, torceam puțină lămâie și iată puțină sare. Era superb, e superb pentru o dietă. Ok. Să fim gata mai întâi cu sosul și apoi trecem la un chicken fajitas. După ce am tocat avocado, îl amestecăm și îl omogenizăm cu celelalte ingrediente, cu ceapa, da? Cu roșia. Aici mai am un secret, la guacamole, sosul de guacamole, trebuie să punem și puțin coriandru verde. Țineți minte, coriandru verde. Mexicanii puneau și smântână, însă coriandru verde, să nu uităm, eu mi l-am, printre pătrunjel, am pus câteva firicele de coriandru verde. O să-l tai foarte, foarte mărunt. O să-l tocăm foarte mărunt. Folosind coriandru, savoarea este deosebită și sosul e diferit față de toate sosurile care le-ați încercat până acum. Coriandru verde este baza la sosul guacamole, nu uitați. Coriandru verde. Ok, după ce am amestecat și coriandru, puțină sare. După gust, nu prea sărat, puțin piper proaspăt. Și ca să fie doar o tentă, doar o tentă, merge o tentă de lămâie. Lămâia are și ea rolul ei. Lămâia în avocado păstrează foarte proaspăt sosul. Credeți-mă că dacă amestecați sosul cu o lingură sau o furculiță sau dacă rămâne lingura și furculița în sos, sosul îi schimbă culoare. Așa că întotdeauna am aflat câte un secret de la fiecare bucătar în parte. Alții pun în sos miezul de la avocado și atunci își păstrează fenomenul, este foarte... N-am înțeles niciodată, însă sosul se păstrează verde cu sâmburile. Asta e un alt secret. Noi avem acum puțină lămâie stoarsă. Doar câteva picături. Și apoi încă o picătură de sos iute. Și suntem gata cu sosul de avocado. Păstos, un avocado de fapt nu este sos, un sos mai consistent, mai bine legat, da?
Și să aibă o culoare, să spargă culoarea, o să pun și ardei roșu. Dacă ar fi fost și iute, mai bine, niște cubulețe de ardei roșu. Doar câteva, doar pentru culoare. Coloristic vorbind, dă bine. Când verdele cu roșu se unesc, gastronomia e foarte fericită. Ia să vedem. Ia uitați-vă ce bine arată. Sosul guacamole pentru fajitas. El deja a început să-și schimbe culoarea. Însă verdele crud, e nemaipomenit. Sos excelent. După ce am preparat sosul, bineînțeles, pe lângă sosul guacamole, avem și salsa cruda. Într-o altă emisiune o să vă explic exact cum se prepară. Baza este roșia, pulpa de roșie, cu ardei roșu iute, cu ardei verde iute, o combinație de multe verdețuri și baza coriandru și la salsa cruda. De data asta coriandru uscat. Ok. Sosul guacamole este gata pentru fajitas. Urmează prepararea cărnii. De data asta am ales piept de pui. O să îl marinăm puțin cu niște condimente deosebite și pieptul de pui, după ce este spălat, știți deja, dintr-o jumătate de piept de pui vă este de ajuns pentru a prepara o porție de fajitas. Pentru că mai are și legume. Pieptul de pui, cu cât mai subțire, cu atât mai bine, e pătruns rapid și se prepară foarte repede. Piept de pui julien, în gastronomie numim noi piept de pui julien sau degețele de piept de pui. În pieptul de pui se taie degețele, apoi se condimentează și apoi se trag la tigaie împreună cu legumele. Ecola, asta e tot, nu? Ușor de zis. Haideți la muncă și o să vedeți. Numai la emisiunea Bon Appetit, Litoral TV. Haideți să vedem un fajitas de pui. În cazul în care preparăm un fajitas de vită, aceeași metodă, același stil de a prepara și fajitasul de vită. Ok. După ce am tăiat pieptul de pui, îl marinăm și îl asezonăm cu puțin sos iute. Aici e puțin mai complicat pentru că o să folosesc niște sosuri, nu știu care dumneavoastră nu le aveți acasă sau dacă le aveți le puteți folosi, nu e bine să dau nume, dar puțin sos Worcester, sare, piper, dumneavoastră puteți folosi și boiaua, nicio problemă, puțină sare și piper pe gust, nu prea mult. Și un condiment mexican, îl găsiți și prin Europa, însă eu de acolo îl aduc. Prietenii mei când vin de pe nave de croazieră, mereu mă întreabă cât ți aduc, cât de, fel și fel de condimente. Se numește în românește chimion. Ok, puțin ulei și apoi îl marinăm. Deci e o marinare rapidă. Când spui marinăm, te gândești la multe zile să lași. Nu. Doar îl asezonăm cu toate condimentele. Îl lăsăm puțin să tragă. Apoi o să vă explic de ce se prepară în două tigăi. O tigaie care o să fie foarte fierbinte și iese la servire și o altă tigaie care o să-mi prepar eu carnea și legumele. Mai întâi lăsăm la încins tigaia cu puțin ulei de măsline. Îmi plac tigăile stil oak. O lăsăm să încingă puțin. Până atunci o să am nevoie și de ceapă. O tăiem peștișori, ceapă împreună cu celelalte ingrediente, ardei roșu și ardei verde. Prima dată pregătim puiul.
După ce s-a încins uleiul, punem degetele de pui în tigaie. Este un produs foarte rapid, se prepară rapid, e semi-preparat, pentru că dinainte avem preparate, sosurile sunt aproape în așteptare, sunt gata, sosurile sunt în așteptare. Pieptul de pui se va prepara foarte repede, în 5 minute pieptul de pui se albește, așa că aproape de final, după cum observați, tigaia am pus-o la încălzit. Vreau să vă spun că o să pun și jumătate de roșie sau chiar o roșie întreagă, tăiată tot așa bărcuțe, 4 felioare de roșie. Roșia se gătește foarte repede, așa că o lăsăm spre sfârșit. Apoi luăm ceapa. Întotdeauna începem cu ingredientele care se gătesc mai greu, da? Observați că la jumătatea timpului de gătire între pui și vegetal, da, tot ce avem ingredientele necesare pentru fajitas, atunci trebuie adăugate, da? La jumătatea timpului de gătire. Ardei roșu, ardei verde, ardei iute. Deja a început să miroase superb. Coloristic dă foarte bine, ardeiul roșu cu ardeiul verde, ceapa roșie. Legumele, aici e secretul, legumele trebuie să fie al dente, foarte tari, însă gătite în același timp. De asta se folosește stil oak, un stil de gătit rapid. Se trag toate la tigaie. Nu uităm să adăugăm și roșiile. O să luăm și roșiile. Le-am adăugat. Și suntem aproape gata. Mexicanii ce fac? Mexicanii gătesc totul la cuptor. După ce au tras puțin la tigaie, tigaia o iau, o bagă la cuptor. O să facem și noi asta. Să pătrundă ei. Cuptorul îl folosesc în așteptare. Au foarte multe comenzi. Și atunci să aibă timp de relax pentru a pregăti sosurile și lipia românească, mexicanii o numesc tortilla. Tortilla este făcută din făină de porumb, ca o lipie românească. Noi o să o punem puțin pe grătar, pentru că o să acoperim tigaia cu lipia și apoi o să o servim numai decât spârâind la masă. Trebuie să fim foarte atenți să nu atingem tigaia, pentru că este foarte, foarte fierbinte. Wow! Toate legumele sunt gata și puiul la fel. Fajitasul nostru este pe final. Pentru că nu am cum să servesc tigaia cu tigaia atât de mare la masă, am căutat să am un pat de lemn. Pe un pat de lemn punem tigaia și observați, tigaia fierbinte iese la masa clientului. Superbă, superbă servire. Ok, lipia între timp să nu se lipească. Punem și fajitasul în tigaie, sfârâie. Lipia pe deasupra, aici trebuie să fim foarte, foarte atenți, pentru că este foarte periculos să nu te arzi sau să nu se întâmple accidente. Luăm fajitasul, punem lipia pe deasupra, ce rămâne, vine șeful, haide să o servim. Și sosurile, bineînțeles. Bineînțeles, fajitas, o nouă înfățișare, arriba din Mexic. Fajitas va fi servit la masă, delicios, o să am toate sosurile separate și se servește
Cam așa. Luăm tortilla, o punem pe masă, aici, frumos, servire în farfurie, apoi din partea cu puiul, punem în lipie și urmează servirea. Mulți mexicani când dau servire la stradă, da, o fac rulo rai, da? Și o servesc ca pe o șaurma românească. Însă cel mai bine este să fie servită la masă cu toate sosurile, sosul guacamole, sos salsa cruda și sos de smântână. Un produs al Mexico, fajitas de pui. O să-mi dau sombrero jos, că e foarte, foarte grea. O să o pun așa ca decor lângă noi. Și să vă explic despre fajitas. Vine sfârâin la masă, ai timp să le prepari. Singurul ingredient, și nu știu dacă e prea... nu-mi place, există și un alt sos preparat din fasole tocată, da, fasole, cum ar fi la noi, fasole bătută sau făcăluită. Sunt de ajuns trei sosuri, gândiți-vă câte sosuri au mexicanii, ce ar fi fost să împânzim masa plină de sosuri. Am ales cele trei sosuri care vin în balanță foarte bine cu fajitasul. Wow! Deja a sfârâit, nu mai sfârie, înseamnă că vorbim mult și servim puțin. Pui. Fajitas de pui, luăm puțin sos, mulți clienți, delicios, servesc cu sosurile peste. Bon appetit! Iată o nouă emisiune despre artă culinară cu Nelu Păucă, Litoral TV. Arriva! Și acum ce rămâne de făcut decât siesta?